Câtă curățenie! Am făcut un traseu pe această plajă. Am găsit o plajă mai drăguță. Am mers numai din partea aia până aici. Și după cum se observă în față, este un iglu. Cineva își sărbătorește ziua de naștere sau un eveniment, că am trecut pe lângă ei și erau foarte mulți afară. Aveau panouri de foto înăuntru, lumini. Ha, ce tare, poți să-ți cumperi un iglu de ăsta și-l umfli, numai că n-ai zăpadă, ai nisip. Ce meci o fi? Clar se șeca, da? Se freacă de orice. S-a trecut pe tine. E timpul să ne tirăm, mergem spre altă destinație, undeva în Nisva. Nisva. Dar nu înainte să vedem moschea sultanului. Asta moschee. Ora 7 dimineața. Mergem spre stația de bus. Îți spunem că nu prea este friendly acest oraș de mers pe jos. Ne-am cam chinuit să mergem pe jos. Da, super mari străzile. Știi, aici e problema, nu prea sunt trotuare. Dar noi nu prea sunt străzi. Da. După cum spuneam, asta e. Oamenii sacoșa. Oh. Vine busul, băi. Busul numărul 8. Ne-a spus șoferul că la fiecare stop, că noi suntem la capăt acum, la fiecare stop oprește să caute prin bus. Și zicea că în fiecare zi a găsit câte ceva, ba un portofel, ba un laptop. Și sună lumea, unde ești? M-am uitat laptopul, m-am uitat portofelul. Într-o zi un telefon, tot timpul trebuie să verifici. Acum s-a dus până în spatele busului, a verificat și mi-a spus asta. Mergem spre Marea Moschee a Sultanului, Sultan Grand Mosque. Grand Mosque este deschisă pentru cei care nu sunt musulmani între orele 8 și 11 dimineața. Trebuie să putem ieși repede ca să poți să-l vizitezi înăuntru, că pe afară se poate vedea. Am pornit cu busul spre moschee la prima oră. Suntem singuri pasageri din bus. Toată lumea aici merge cu mașina personală. Păi la ce ieftin e benzină, dă-i seama. Intrăm în zona Wadi al-Udaiba. Wadi al-Udaiba. Se poate observa moschea. Imens. Wow, e imensă. Wow, e imensă. Moschea are 5 turnuri. Acesta din fața noastră este cel mai mare, de 90 de metri.
Am făcut 10 minute pe jos de la stația de bus de unde ne-a lăsat. Am putut să mergem ca lumea, ca oamenii, trotuar în față. Trotuar destul de micuț. Are și o grădină imensă, foarte, foarte frumoasă. Se lucrează, indienii sunt pe baricade, floricelele la... La linie. Linie. Construire pe jos. Wow, ce lustruială, da? Gura leului. Da, uite-l aici. Uite-l pe leu. Am ajuns la intrare. Am intrat pe poarta împărăției. E o femeie la intrare de unde poți să-ți cumperi chestii de pus pe cap sau de acoperit. Trebuie să fii bine acoperit, că dacă nu, nu este permis să intrare. Bine, tu nu prea ai decât că ai pantaloni. Da. Dar am citit că chiar dacă ai glezna puțin descoperită, te întoarce de la intrare. Aia, te întoarce să... Să te acoperi. Să te acoperi. Am intrat cu sacoșele. Chiar că ne-am luat și niște sacoși de gustări, că dacă băgăm un mare traseu, mergem spre Nisva, n-am luat cazare, mergem așa să vedem dacă găsim ceva. Destul de scumpă cazarea, 40-50 de euro. Pentru bugetul nostru, bineînțeles. Pentru bugetul nostru. Dar o să găsim ceva, sigur. A, deja m-am copt cu ăsta pe cap. Te-ai copt, ha? Mi-am mai și zis la intrare să strâng bine, nu doar așa puțin. Pe căldura asta. Wow, e frumos, 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 foarte frumos arată locul. Și miroase super bine. And this shoe rack provided. Place your shoes in the shoe rack provided. Stânga sau dreapta? Se lasă frumos aici la intrare. Se lasă telefonul. Glumim, nu se lasă niciun telefon. Lăsăm încălțările și sacoșile astea ca să ne cărăm cu ele prin moschee. Avem un falafel care miroase. Un falafel care miroase. Am intrat în moschee. Această moschee a fost construită la celebrarea celor 30 de ani de domnie al sultanului Bin Qaboos Bin Said al Said. Și construcția a durat din anul 94 până în anul 2001. Asta este o sală mică în care suntem acum. Moschea are o capacitate de 20.000 de credincioși. Sau necredincioși. Sau necredincioși. Depinde. Locul este imens. A, iarăși descălțare. De fapt, nu. Se fură să... 90 de metri. Poartă. Intrarea principală.
Wow, ce minunatie! Oh my God! A făcut sultanul? Oh man! Candelabru, l-am citit despre el că este un candelabru italienesc. Bineînțeles, foarte mare și aceasta este cea mai mare moschee din Oman. Impresionant de frumos. Și un covor, cel mai mare covor din Oman, dintre cele mai mari din lume. A durat 4 ani fabricarea lui. A fost creat de Iran Carpet Company. Iranienii fac carpete... Carpete de calitate. Hai să spunem și cât cântărește acest covor. 21 de tone. Wow. Și conține 1.7 miliarde de noduri. Lucrat manual. Îți dai seama că nici n-aș fi altfel lucrat. Spunem puțin câte ceva despre covor care îmbină o paletă de 28 de culori, iar vopseaua este o vopsea vegetală. 4.343 de metri. Cât e? Țesut dintr-o singură bucată. Acesta este locul de unde se vorbește și se cântă. Ce culori frumos! Da, super, super interesant. Aici avem Coranul. Îl avem, noi îl avem. Noi îl avem. Alt Coran în față. Da, în fiecare loc e citești din el. Era disponibil și ghid audio pentru 2.5 riali. Adică 5 euro și 6 euro. Fiecare poartă este lucrată manual și e foarte, foarte mare. Înaltă. Și înaltă. Intrarea în moschee este gratuită, nu trebuie să plătești niciun ban. Trebuie să ajungi între 8 dimineața și ora 11. Dacă nu ești musulman, bineînțeles. Dacă ești musulman, poți să vii și la... Ești binevenit toată ziua. Poți să vii și la rugăciune. 6.500 de credincioși în această sală. Dai seama cum se adună toți.
pe ea. Mai este și sala femeilor, unde intră 750 de femei. Locul de spălat pe picioare. Apă sfințită. Vite și răcorește spre pe picioare. Și se ia apă. Contemporary ceramic, blue pattern. Asta e ceramica albastră. Controleze cum s-a întâmplat în Abu Dhabi, că stăteam ceva cu pungile noastre. Da, chiar că. Informații. Și în dreapta ceva. Am venit bine, că am venit mai devreme, că încep să vină foarte mulți oameni acum. Da, vedeți, sunt scunzi. Noaptea cred că arată foarte frumos. Luminat, uite că stă fișor pe aici. Paradis. O pas de falafel cu acest viu minunat.